Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Găsit în deșteptarea. Bună dimineața. Ce entuziasmul ăsta? Păi, și afară. La ora asta se doarme. Începe Euro în câteva zile. Euro? Avem meciuri, uite, cu Georgia, super meciuri la Ploiești. Da. Să nu înțeleagă lumea că ne-am calificat cumva la Euro de milă. Nu ne-am calificat. Rapidul e în Liga 1, adică avem de o mulțime de motive să ne bucurăm. Euro, deci de în cât? În, mai sunt 10 zile. Pe 13 e primul meci. Mă rog, pe 10 și pe 13 la noi e primul meci. Da, de duminică într-o săptămână. Cine joacă? Avem și imn. U2. Suntem pregătiți. Cine joacă primii la noi? Abar nu. Haide mă, Luca. Serios, nu știu. Sunt oricum niște meciuri fabuloase. Austria? Ucraina cu... M-am uitat. Ucraina cu Macedonia. De sau... Nord. Da. De Nord. Da. Ăla e primul meci. Și cu Austria. Cum, da. E frumos, Austria. Și după aia o să mai fie un meci și noptim ceva. Ăla de-abia acolo ne... Da. Dar vor veni microbii străini. Practic macedonenii de nord o să invadeze străzile capitalei și ucrainenii. Înțeleg că două treimi din public și e străin. Foarte frumos. Și ceva austrieci. Da. Pe site-ul UEFA au publicat recomandări. Fiecare dintre orașele în care o se desfășoare Euro are o mică fișă, așa, și se fac recomandări în engleză, în original, pentru turiștii străini, mă rog, pentru microbiștii străini care vor veni. Și pentru București, ce credeți că apare la recomandări? Nu știu, dar vreau să spun un singur lucru în deschidere. Crește inima în mine. De eu ce? Ani de zile am văzut recomandări de-astea. Când au fost meciuri la București, între echipe de club de la noi, cu echipe, în special la cele din Anglia, se fac, se obișnuiește să redea un ghid ăsta, știi? În toate erau primul lucru. Atenție la hoții de buzunar. N-am văzut cu hoții acum de buzunar. Nu mai există asta. Nu mai e cu deci noi în sfârșit suntem o țară sigură. Mă rog, acum se plătește măcar ca imagine mă refer. Se plătește cu carduri de astea securizate, cu chipuri, da. Cu nu prea mai. Dar am scăpat de asta, știi, mereu asta vedeam. Deși nu mai erau probleme la noi, adică eu cel puțin nu eram la curent să mai fie așa o mare problemă. Veți... Mereu erau înghidurile alea, aveți grijă la coții de buzunare și mai în trecut un pic era și la câinii vagabonzi. Da. Și asta s-a rezolvat. Și lăudau berea. Nu, stai lăudau puțin. Berea. Da. Stai să ne oprim la asta cu coții de buzunare puțin. Acum serios. Aveți acum, dacă ar veni un hoț de buzunare, să ne facă la buzunare. Da. Ar avea ce să spune? Da. Ce? Niște lei. Cât? Vrei să-ți spun un da, cont? Da, cât păi uite, am... Mama, aici 600 de lei. Are 600 de lei. Băi, barostane, ce faci? Eu cred că... Păi mașină nouă? Dacă am drum pe la obor. Eu trebuie să fiu mereu pregătit. Păi și la obor ce vând, mă? Nu macarale, ce vând? Da, adevărul că de 600 de lei cumperi ceva la obor. Că serios? Devii acționar la mici? Brânză roșii. Stați așa. E 28 de lei kilo de brânză. Deci, revenind la asta, ce credeți că apare la capitolul București la recomandări? Nu o să ghiciți niciodată. Dobrogeana. Se zice să mănânce dobrogene. Ce cel tare. Puțin o dată pe zi, da, le spune așa, fiți atenți, citez. Românii au o slăbiciune pentru produsele moi proaspăt coapte. Cred că mai degrabă fragede decât moi, dar mă rog, probabil că așa. Da. Și nu există lipsă de brutării în jur. Adică e plin de brutării în jur. Nu există lipsă de brutării în jur. Cred că e tradus cu Google Translate. Cred că se referă la patiserii. Patiserii. Așa, da. Covrigării, de fapt, nici da. Măcar. Bucurați-vă de niște covrigi sau o dobrogeana, paranteză, plăcită cu brânză, cel puțin o dată pe zi. În original e treat yourself to some covrigi. Cu some covrigi. Că scrie covrigi în da. Românește. And some dobrogeana. Deci, da. Practic, dobrogeana, clar că suntem cel mai ascultat program matinal de radio, dacă până și ei au auzit de dobrogeana, dar nu înțeleg dobrogeana fără merdenea, nu merge cum adică. Nu mă stai, că nu puteau să înșire chiar toate preparatele acolo. Dar mai recomandă ceva, uite la punctul 7 acolo spun trai sarmale. Trai sarmale, pe asta care le descriu mai mult. Drept rulouri gustoase de varză cu carne de porc fierte lent într-o oală de lut servită cu mămăligă. E, mă rog. Dar nu, ăla era o intenționa care a făcut ghidul, că n-a scris de mici. Da, n-a, da, n-a scris, scris de mici. Sarmale. Exact. Fi un vegan care da. Sarmale în iunie. Da. Luați niște sarmale. Bine, găsesc sarmale, da, așa e. Într-adevăr, și în iunie. Da. Și n-a scris de zacuscă. Zapuscă nu. Le mai zapuscă recomandă... Am mai avut discuția cu zapusca, nu e potrivită. Vara se alterează. Nu ia cămă de aici, nu lua de la capăt. Tocmai vrei să mai aduc un borcan? Da. Nu e vorba mai de mai fac o pâine, până mâine da. Fac 5. Dacă stăm mult la soare, nu e... Hai. Stați așa. Le mai recomandă să închirieze, asta e... Le mai recomandă să închirieze o bicicletă și să exploreze astfel orașul și secțiile de primiri urgențe. Cred. Asta chiar că sunt rău intenționați. Deci cum să-i recomanzi da. Străinului să ia bicicleta, să dea cu bicicleta prin București? Exact. Pe aici trebuie să ai instinct de supraviețuire. Nu e adevărat. Să fii antrenat. Că
turistul străin nu se duce în militari cu bicicleta. El merge prin centru pe acolo și pe acolo e pistă de biciclete. Pe... Luca, vrea să spună, domnul George. Luca vrea să spună că dacă până și eu am scăpat viu cu bicicleta prin București, da, se poate circula. Se tot pe acolo, deci ok. Păi este o pistă de biciclete pe Calea Victoriei. Păi și unde vrei să ducă turiștii? Păi nu știu, dacă ești cu bicicleta... Ce, se ducă în Balta Albă, ei merg pe acolo. Cam aia e. Merge până spre universitate, da, încolo, sigur, ușor întreruptă, dar te descurci. Bine. Și înainte să plece doamna Firea de la primărie, am mai trasat două dungi albe care duc fix spre primăria capitalei. Bun. Se duc în Cismigiu, uite ce, da, frumos. Foarte frumos. Da, e nebunie. Pe mijlocul trotuarului, practic, așa. Și la primărie, dacă au card. Ce le-ați recomanda? Stați, prieteni, ce le-ați recomanda unor microbiști străini ajunși pentru prima dată în estul sălbatic al Europei, tavan în București, să facă în București sau în România? Dați-ne mesaj 0728 3D1 3D2. Dacă ar fi să fie, v-ați întâlnit cu străinul macedoneanul de nord și ar vorbi el în limba lui macedoneană de nord cu dumneavoastră, ce să fac eu aici, ar întreba el din semne. Fii atent ce faci. Deci în afară de ai bifat dobrogeana, bifat covrigii, bifat. Bicicletă, văd că e julit, gata, a trecut și cu bicicletă. Ce să mai faci? Păi uite, fii atent. Ce îi spune să facă? 0728 3D1 3D2. Dați-ne mesaje pe WhatsApp, inclusiv mesaje audio dacă vreți. Și mai serios și mai în glumă, să vedem cât de, care, ce fantezie aveți în privința recomandărilor. Eu cred că e personalizabilă treaba asta. Adică eu, dacă aș întâlni un austriac, de exemplu, da, l-aș trimite la mici, clar, în obor. Nu, austriecii, dacă vin cu un singur scop. Și să vadă oborul în sine, piața. Da. Să un nord macedonean nu l-aș trimite la obor. Nu? Că el cred că e sătul și de piață și de tocătură prăjită, că și ei au ceva cici. L-ai trimite să vadă ce? Până l-aș trimite la mol, la Băneasa. Serios? Adică pentru un nord, serios acum, pentru un nord macedonean, bănuiesc, nu vreau să jignesc nord macedonienii, da, că e fabulos molul din Băneasa. Așa, la Budapesta le recomandă gulașul să mănânce în Piața Mare, să facă o baie la băile publice. Asta aici nu știu. Asta e tare. Da. N-am încercat. Așa. În Baku, Azerbaijan, aici mi-ar plăcea să merg, fiți atenți. Le recomandă așa, deci e vorba de site-ul UEFA, ce recomandări fac. Da. Le recomandă Plov. Plov este, citez, un orez cu carne condimentat cu scorțișoară, șofran, fructe uscate și alune. Nu sună rău deloc. Deloc. Sau Kutab. Kutab este o plăcintă cu carne sau legume la care vine și un iaurt infuzat cu fenicul. Aici, în Baku, Azerbaijan, ce meciuri se joacă? Nu luăm și noi un bilet, două? A, nu știu, ni se pare și nouă, așa, probabil cum ni se par și lor covrigii de la București. Da. La Sankt Petersburg, borș, vită stroganov sau pelmenii, mă rog, cunoaștem, și să-ți cheltuiești toți banii pe Nevski Prospect. Ce asta? Nevski Prospect este o arteră comercială foarte scumpă. E o șmecherie. Tare de tot acolo. La Copenhaga, cred că n-am citit, dar cred că îți recomandă să iei toate cardurile de credit cu tine și ale familiei, la ce prețuri acolo. Deci, asta e. Ce le-ați recomandat, prieteni, unor microbiști străini, ajungi pentru prima dată pe la noi? Ce să facă ei în București sau în România? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.